Horoscopul zilei de 12 octombrie. Berbec. Pentru a-ți atinge obiectivele, ești pregătit pentru orice, iar această atitudine contribuie la succes mai mult decât orice altceva. Energia ta enormă vitală atrage oamenii ca un magnet. Cineva încearcă să se hrănească cu el, cineva este pur și simplu gata să se alăture tuturor eforturilor tale, pentru că sunt siguri că vor avea succes. Sunteți priceput la rezolvarea oricăror aspecte legate de activitatea profesională, carieră și finanțe. Pot apărea noi planuri de lucru, dintre care cu unele veți fi foarte entuziasmați de implementare. Taur. Evenimentele nu se dezvoltă așa cum era de așteptat și nu numai asta. La fel de important, renunți la metodele dovedite și îți asumi riscuri. Experimentezi și încerci lucruri noi. Acest lucru ajută adesea la obținerea unor rezultate care anterior nu puteau fi decât visate. Familia și prietenia se dezvoltă armonios și uniform. Îi înțelegi bine pe cei dragi, poți ghici cu ușurință despre dorințele lor. După amiaza este minunată pentru a discuta planuri generale pentru viitor. Gemeni. Fii persistent și grijuliu. Aceste calități sunt necesare pentru a face lucrurile fără a greși. Comunicarea este bună pentru tine. Cu cât petreci mai mult timp în public, cu atât te simți mai bine. Dar este important să alegi compania potrivită. Stai departe de cei cărora le place să strice starea de spirit a tuturor. După amiaza este bună pentru conversații serioase și sincere. Puteți împărtăși celor dragi tot ce vă îngrijorează și să nu vă îndoiți că veți găsi înțelegere și sprijin deplin. Cadourile neașteptate și surprizele plăcute nu sunt excluse. Rac. Fii serios. Va exista șansa de a obține succes în sfera afacerii, de a dobândi cunoștințe și abilități care vor fi utile în muncă. Nu vi se cer atât de multe. Să acționați în mod consecvent. Să faceți concesii numai dacă este cu adevărat necesar. Puteți petrece o zi plăcută dedicând-o comunicării cu cei dragi. Veți înțelege cum să îmbunătățiți relațiile. Să puneți capăt dezacordurilor. Va fi posibil să discutați calm și constructiv, aspecte care anterior au provocat multe controverse. De data aceasta vor exista. Leu. Zi de surprize plăcute, cadouri neașteptate și vești bune. Ești bine versat în situație, iei decizia corectă, indiferent ce s-ar întâmpla. Ai grijă de cei dragi și încearcă să ții toate promisiunile făcute înainte. Aceasta este o zi minunată pentru a începe o poveste romantică bazată pe interese sau hobby-uri comerciale comune. Relațiile noi se dezvoltă rapid și dau o mulțime de emoții pozitive. Trebuie să fii atent în abordarea problemelor financiare. Tindeți să fiți puțin frivol, ceea ce poate duce la cheltuieli irosite. Fecioară. Este puțin probabil să se întâmple ceva care vă poate strica starea de spirit, dar ziua aduce suficiente motive de bucurie. Sunt posibile întâlniri neașteptate cu persoane neobișnuite, chiar remarcabile. Una dintre ele te va determina să te gândești la o nouă direcție în cariera ta. Comunicarea cu rudele mai în vârstă este utilă. Puteți discuta probleme de familie, fără teamă că va duce la dezacorduri și dispute. Ofertele neașteptate nu sunt excluse, în care nu veți dori să refuzați. Aceasta este o zi bună pentru a încerca ceva nou și a vă diversifica viața. Balanță. O zi potrivită pentru a arăta inițiativă în toate domeniile vieții. Merită să începi de la serviciu. Colegilor și conducerii tale le lipsesc cu siguranță ideile. Negocierile de afaceri vor avea succes, inclusiv cele de la care nu vă așteptați la nimic bun. Oamenii cu care nu te-ai putut înțelege înainte vor încerca să găsească o limbă comună cu tine. Sunt posibile schimbări în bine în relațiile personale. Este o zi bună pentru a face un pas către cineva care îți place. Îți poți împărtăși experiențele, vorbi despre sentimentele tale fără teamă de a nu fi înțeles greșit. Scorpion. O zi bună pentru întâlniri și negocieri. Îi face o impresie bună noilor cunoscuți și te înțelegi bine cu cei pe care îi cunoști. Există șansa de a găsi aliați în rândul oamenilor care până în curând au susținut dușmanii tăi. Cu toate acestea, înainte de a avea încredere în astfel de persoane, ar trebui să le aruncați o privire mai atentă. Sunt posibile surprize romantice plăcute, nu vor lipsi complimente și jetoane. Ești capabil să farmeci pe oricine, dar în același timp tu însuți nu-ți pierzi capul. Aceasta este o zi bună pentru a începe o poveste romantică. Săgetător. Ziua lucrurilor importante și utile. Multe dintre acțiunile voastre vor deveni un exemplu de nobilime, bunătate și generozitate pentru ceilalți. Ești prietenos, sincer, deschis în comunicare, dar acest lucru nu te face lipsit de apărare împotriva răufăcătorilor și a persoanelor invidioase.
Simțind orice amenințare, vă concentrați instantaneu și vă pregătiți să începeți atacul, deci este mai bine ca inamicii să stea departe. Ziua este bună pentru a lua ceva nou. Nu toate întreprinderile tale sunt plăcute de alții, dar nu contează. Scepticii se vor răzgândi odată ce vor avea primele succese. Capricorn. Te gândești la o problemă importantă de mult timp și astăzi vei primi informațiile de care ai nevoie pentru a o rezolva. Aruncă orice îndoieli și frici. Intuiția oferă indicii exacte și ghidat de ele acționezi perfect. Ziua este potrivită pentru încheierea unor tranzacții importante, precum și pentru achiziții serioase, de exemplu imobiliare. Momentele tensionate în comunicare cu cei dragi nu sunt excluse. Într-o relație care s-a dezvoltat anterior armonios și ușor, pot apărea probleme. Totul poate fi tratat, dar este nevoie de răbdare și calm. Vărsător. Nu vă lăsați sub nicio iluzie la începutul zilei. În acest moment este dificil pentru dumneavoastră să evaluați starea reală a lucrurilor, astfel încât probabilitatea erorilor crește. Cineva vă poate induce în eroare. Ai încredere doar în cei pe care îi cunoști bine. Este dificil să te concentrezi pe afaceri, te gândești prea mult la evenimente pe care nu le poți influența. A doua jumătate a zilei vă va încânta cu surprize plăcute. Este posibil să se dezvolte circumstanțe favorabile pentru implementarea unui plan de lungă durată. Aici este important să nu te pierzi și să începi să acționezi la timp. Pești. Multe probleme pot fi rezolvate pur și simplu pentru că nu intrați în panică atunci când apar și vă mențineți o atitudine pozitivă chiar și atunci când ceva nu merge bine. Calitățile de conducere ale reprezentanților semnului se manifestă clar. Oamenii influenți vor observa cu siguranță acest lucru și veți avea o adevărată oportunitate de a urca pe scara carierei. Comunicarea cu cei dragi face plăcere. Ei vă înțeleg și vă susțin. Vă ajută de bunăvoie dacă este necesar. Găsesc o modalitate de a vă mulțumi. Seara este generoasă cu momente romantice. O mulțime de emoții pozitive îi așteaptă pe iubitori.